Festivalul Luminii se va desfășura anul acesta duminică, 25 septembrie, în intervalul orar 17-21, în Parcul Central Târgu Jiu. Evenimentul a ajuns la ediția 16-a la nivel național și la cea de-a 11-a ediție desfășurată în orașul Reședința Gorjului. Organizatorul principal la Târgu Jiu este Centrul Local Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu al Organizației Naționale Cercetașii României. Duminică vom avea în Parcul Central din Târgu Jiu Festivalul Luminii. În Târgu Jiu este la 11-a ediție. La nivel național este la 16-a, pentru că este un proiect la nivel național. A început în 2004, când cercetașii din Cluj au dorit să îi facă pe oamenii din jur să descopere frumusețea lucrurilor mărunte. Noi la Festivalul Luminii o să umplem Parcul Central cu gulguțe. Sunt hârtii din hârtie reciclabilă. Vom face păhărele de hârtie, pe care noi le numim gulguțe, în care vom pune pastile de lumânări și vom lumina parcul cu acele gulguțe pline de lumânări. Cercetașii locale oferă comunității prilejul de a regăsi bucuria lucrurilor mărunte și de a petrece clipe minunate în aer liber alături de cei dragi în cadrul Festivalului Luminii. În fiecare an, pentru a crea o atmosferă de poveste, cercetașii confecționează mii de gulguțe, acestea reprezentând niște cutii de origami în care sunt aprinse mici lumânări. De la ora 20 se vor aprinde pastilele de lumânări din gulguțe pe aleile principale ale parcului, alea de pe digul Jiului ce duce de la Masa Tăcerii până la podul de pe insuliță, alea care pornește alea scaunelor cu buturuga de lângă dinozauri, pentru a crea o atmosferă frumoasă și relaxantă pentru participanți și vizitatori. Gulguțele au fost confecționate din materiale reciclabile, tocmai pentru a proteja natura. De asemenea, în timpul festivalului avem între orele 5 și 7 după masă ateliere pentru copii, pentru copii de la clasa 1 până la clasa 12-a, iar la ora 7, la Masa Tăcerii, avem momentul de imagine în care vom cânta cântece cercetășești, iar câțiva cercetași vor depune promisiunea de cercetași. Scopul Festivalului Luminii este de a-i determina pe cetățenii municipiului Târgu Jiu și nu numai să iasă din cotidian și să se apropie mai mult de bucuriile simple ale vieții. Evenimentul își mai propune și promovarea petrecerii timpului în aer liber, nu doar în fața televizoarelor sau a calculatoarelor. Anul acesta, oricine se poate înscrie ca și voluntar, completând un formular de înscriere postat pe pagina de Facebook a filialei dedicată acțiunii cu impact național, Festivalul Luminii Târgu Jiu.